Foarte puțini jucători se pot mândri ca în timpul carierei lor de fotbalist profesionist, arbitrul să nu le arate niciodată un cartonaș roșu, spre deosebire de alți jucători care reușesc să primească cartonașe roșii pe bandă rulantă, dar noi astăzi am alcătuit un top 10 al fotbaliștilor care de-a lungul carierei au fost niște exemple pentru ceea ce înseamnă cuvântul fair play și n-au primit cartonașul roșu vreodată. Deschidem acest top cu Michael Carrick, legenda lui Manchester United care a jucat timp de 12 ani pe Old Trafford și care a jucat numai puțin de 34 de meciuri pentru naționala Angliei. În întreaga sa carieră nu a primit nici măcar un cartonaș roșu, ceea ce este cu adevărat impresionant, mai ales că Carrick era un fotbalist cu profil defensiv care era nevoit să faulteze destul de des. Următorul pe lista noastră este João Moutinho, fotbalistul care a jucat pentru Sporting, Porto, Monaco, iar acum evoluează pentru Wolverhampton. Acesta nu a primit niciodată un cartonaș roșu, portughezul care a jucat peste 800 de meciuri în cariera sa, 123 fiind pentru naționala Portugaliei, cu care a câștigat campionatul european în 2016. Gary Lineker, atacantul care făcea ravagii în anii 80, fiind unul dintre cei mai mari goalgetteri din acei ani, el evoluând pentru Leicester, Everton, Barcelona și Tottenham, și este al treilea cel mai bun marcator din istoria Angliei, el reușind numai puțin de 48 de goluri, ceea ce este de-a dreptul impresionant. Totodată, el se poate lăuda cu faptul că nu a încasat niciodată un cartonaș roșu. Ryan Giggs este o adevărată legendă a lui Manchester United, echipă pentru care a jucat toată viața, jucând 963 de partide și înscriind 169 de goluri, cifre uluitoare care îl fac pe Giggs unul din cei mai iubiți fotbaliști care au evoluat vreodată pe Old Trafford. Pe lângă faptul că și-a iubit foarte mult echipa sa de club, acesta și-a respectat și adversarii și nu a primit niciun cartonaș roșu. Michel Platini este unul dintre cei mai buni fotbaliști care a existat vreodată. Legenda franceză a câștigat 3 baloane de aur, fiind la egalitate la acest capitol cu Cruyff și Marco van Basten. Platini, de-a lungul carierei, a jucat pentru Nancy, Saint-Étienne, iar la Juventus a reușit să ajungă la cel mai înalt nivel al lumii. El se poate mândri că a câștigat campionatul european cu naționala Cocoșului Galic, pentru care a marcat 41 de goluri. Locul 5 este ocupat de Karim Benzema, cel care de curând a reușit să bifeze a 500-a prezență în tricoul Los Blancos. De asemenea, el este și unul dintre cei mai buni marcatori din istoria clubului, dar și unul din cei mai buni marcatori din istoria Champions League. El se poate mândri cu foarte multe realizări, cum ar fi câștigarea celor 4 trofee UCL sau numeroasele sale trofee câștigate în Spania, dar și cu faptul că arbitrul nu i-a arătat niciodată un cartonaș roșu. Alessandro Del Piero este o adevărată legendă a clubului Juventus, unde este considerat poate chiar cel mai bun fotbalist din istoria clubului, el jucând peste 700 de meciuri, reușind să marcheze aproximativ 300 de goluri. De asemenea, se poate mândri și cu câștigarea campionatului mondial cu naționala Italiei în anul 2006, dar și cu faptul că nu a primit niciodată un cartonaș roșu. Raul Madrid, așa cum îi se mai spunea legendarului Raul González, fotbalist care a făcut senzație în tricoul Galacticilor și care reprezintă unul din cei mai buni fotbaliști din istoria clubului Real Madrid, dar este și unul din cei mai buni fotbaliști spanioli din istorie. El reușind 44 de goluri în 122 de meciuri pentru naționala Spaniei. De asemenea, printre atâtea performanțe putem evidenția și faptul că nu a primit vreun cartonaș roșu vreodată.
Locul 2 este ocupat de legendarul Andres Iniesta, fotbalistul care a făcut istorie pentru Naționala Spaniei și pentru Barça, club la care a jucat foarte mult timp și a câștigat numeroase trofee, reușind să intre pentru totdeauna în inimile suporterilor catalani. Un geniu care se poate mândri cu o mulțime de performanțe incredibile, un fotbalist absolut senzațional, respectat pe întreg globul pământesc și care, bineînțeles, nu a primit niciodată un cartonaș roșu. Locul 1 merge la Philipp Lahm, care a primit locul 1 pentru că el a evoluat pe poziția de fundaș dreapta și nu a primit niciodată cartonașul roșu, ceea ce este absolut incredibil. Lahm este un fost fotbalist care a jucat mai toată cariera pentru Bayern München și Naționala Germaniei, cu care a câștigat campionatul mondial din 2014, iar Guardiola l-a numit cel mai inteligent fotbalist cu care a lucrat vreodată. Aceasta a fost lista noastră de astăzi, dacă v-a plăcut, am apreciat enorm dacă ați apăsat pe butonul de like, share și abonare, iar dacă doriți și mai mult, puteți deveni membri ai canalului.